Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi vă urez tuturor Crăciun fericit. Am dat mintea copilor și mă uit aici la Disney Junior. Mi-am permis și un cameraman. Înainte să trecem la întrebări, hai să vă fac un tur al camerei. Ușă, clanță, întrerupător, televizor cu desene, n-avem canale porno din păcate. Un cățel pe care l-am făcut cadou cameramanului. Aici erau niște dulciuri, de-aia s-au cam mâncat. Avem aici geam... un geam foarte bun. Hai să închid că intră frigul de afară. Din păcate n-avem zăpadă acum în ajunul Crăciunului. Ia vină și filmează aici afară. Se vede ceva de afară? Deci nu e pic de zăpadă și e 24 decembrie, azi dimineața și ploaie. Hai gata, ajunge că eu trebuie să fiu în centru atenției. Așa, un pat foarte mare, bă, păstrează distanța. Păstrează distanța, bine că o să vedem unde am pus mâna. Un pat destul de mare, niște becuri pe care le pot învârti așa. Bă, nu le-am... Trebuia să le mai fixez și un pic așa, bun. Ce avem aici? O baie, nu fi bacuru. Așa. Baie, cabină de duș și apa caldă, dacă vreți să dați pe apă caldă. Trebuie, lipsă. Trebuie să aștept să urce. Trebuie să-i faci așa să curgă. Vine apă caldă, dar mai greu. Iar îmi filmez curul, să nu filmez ciorapii. Așa. O oglindă. Aici văd că e ceva cameră cu niște cerșafuri la spărat. Poate era acum careva și zicea, ce faci, frate? WC-ul, nu filma ce e în WC-ul acolo. Hai să răspundem la întrebări acum. Iată cine nu dă like să-mi pupe aici taurul, să nu vă aud că ziceți că mi-au luat tricul ăsta, că sunt vreun bou. Pregătit de Crăciun, ciorapii ăștia de la care i-am primit de la cineva o care nu mai vorbesc, câteva decorațiuni așa. Hai să citim întrebările. O să vedeți probabil la anul videoclipul, dar nu e bai. Bun. Iați din ce întrebări mi-ați lăsat. Întâi cele de pe Instagram, aveți aici Instagramul meu, după aia le țin și pe alea de pe comunitate, așa că follow pe Instagram. Ce faci dacă nu mai avem revelionul cu Dan Negru? Îl faceți cu mine, simplu, gata, apăsați pe clopoțel și facem revelionul împreună, vă aștept pe live-uri. Cum ți-a mers anul pe plan financiar și amoros și dacă regreți chestii făcute, în paranteză, PS, mă doare în penis de toți pe care, trebuia să zici, i-am supărat anul ăsta și să mă suge și nu regret câte un kilogram de alcool am băut. Bravo! Ce să zic, pe plan amoros... Am și un cameraman, fă doar așa cu mâna să-ți se vadă manicura. Așa, mulțumesc frumos. Pe plan financiar fac și o revelionul la munte. Deci anul ăsta am fost mai plecat de acasă ca oricând și nu l-a cerșit sau cum mai zic unii hateri prin comentarii. Și ce am mai primit pe aici? Plan financiar amoros și dacă regret chestii. Bă, anul ăsta nu regret nimic, am făcut tot ce am vrut și sunt mulțumit. Adică nu mă așteptam să am un an așa de bun, dar la anul să fie și mai bun. Să sperăm acum... Sunt obișnuit cu visele spulberate. Te consider un om împlinit? Mă, dar ne-am găsit aici în orășelul ăsta Chiurtoș. Dacă găseam Chiurtoș, eram 100% împlinit. Anul ăsta ai fost bine, sănătos și la sulă, lung și gros? Cum i-a fost lung și gros la sulă? He, se pute mai bine. Hai, du-te în pizda, mă, tine. Ce plan ai pe 2023 pe partea amoroasă financiară pe YouTube? Pe partea amoroasă am aici o pacoste care vă filmează. Financiar, cât timp nu-mi chiore, mațu, sunt mulțumit. Și pe YouTube cât mai bine să-mi fie. Nu am pretenții sau să-mi fac planuri. Anul ăsta fac încă 20.000 de abonați în plus sau așa, sau planific să mă duc în cutare loc. De fiecare dată când mi-am făcut un plan așa, calculat de la zero, s-a ales praful, că a intervenit mereu ceva. Mereu când se întâmplă ceva bun în viața mea, a fost spontan. De exemplu, Crăciunul ăsta la munte. A fost așa, am aflat peste noapte că o să fac Crăciunul la munte. Cele mai frumoase momente se întâmplă când nu te aștepți. Când faci house party, gameplay rele. Mi-aș și putut pune un GoPro acum să filmez, că suntem mai mulți la cabana asta, dar ar fi părut ciudat să-i filmez non-stop. Dar chiar ca la house party mă simt. Mă rog, o variantă mai bătrână, ca să zic așa. Reuniunea de 30 de ani. Reuniunea de 30 de ani de la house party, suntem mult mai mulți. Ce părere ai despre unguri? Foarte bun Chiurtoșul. Îmi place la nebunie Chiurtoșul. Și au câteva actrițe porno mișto. Care a fost cel mai random moment de pe OMTV? Acum două săptămâni am găsit pe unii care făceau cărnați. Dacă ai putea întâlni orice celebritate, vie sau nu, care ar fi aceea? Ce e aia clitoris? Ce e aia? Că nici eu nu știu. Nu vei afla niciodată. A, nu spui? Nu. Bine că ții pentru tine. Să citim și întrebările de pe YouTube. Dacă vreți să fiți notificați când vă mai pun câte o postare pe lângă videoclipuri și live-uri, apăsați pe clopoțel, nu vă costă nimic. Salut, Ovidiu, ce părere ai de România din zilele de azi? Nu cred că se poate mai rău de atât. Bine, se putea și mai rău doar să fim devastați de război, adică vecinii noștri săraci se duc la școală, își duc copiii la școală cu mitraliera.
Ce planuri ai pentru anul care vine și care sunt dorințele tale? Dorințe n-am, pretenții n-am, vreau să fie totul cât mai spontan, astfel încât ca surprizele să fie într-adevăr surprize și să fiu cât mai uimit de ele. Nu vă mai faceți planuri că se vor nărui, doar trăiți în România, mai ales dacă faceți planuri care țin și de alții. Negativism ești. Waiando tovarășe, cine are șansă să-l răpună pe Reigns în viitor? Probabil ori Seth Rollins, ori Cody. Unul dintre ei doi. Nu cred eu să se întoarcă John Moxley în WWE și The Rock nu cred că o să-i mai dea vreo centură. Bine, ar trebui să-l răpună careva, să rămână doar cu o centură care prea multe mai taie din ele, dă-le dracu. Ce upgrade-uri viitoare ai vrea să îți faci la PC? Răcire pe lichid neapărat, monitoarea, o să-i mai pun niște RAM. Vreau să-l duc în 64 de giga de RAM să nu mai am probleme cu RAM-ul. Și cred că n-aș mai avea ce să mai adaug pe următorii 5 ani de zile. Placa e ok, procesorul e bun, îi mai completez niște RAM, monitoare am, periferice ce aș putea să schimb? Poate doar că mi se mai strică ori tastatura, ori căștile să le schimb, dar momentan n-am ce upgrade-uri să mai fac. Ovidiu, dacă al tău corp ar putea suporta temperaturi ca minus 0 și dacă ai avea mijloacele necesare, ai face vlog în Polul Nord în chiloți? Aș face și un film porno acolo, vă aștept pe OnlyFans-ul meu la 40.000. Te bagi? Nu. Aia du-te în pizda, bătii. Ce părere ai despre basket, fotbal, păcănele, go cases, pentru skin-uri, sănătatea, sănătatea, ce pula avea? Tristă de cumpărături ți-a pus acolo. Bă, stai, Vlad. Hai să fii serioși. Deci, din nou, mai știu o dată comentariul ăsta. Ce părere despre basket, fotbal, păcănele, go cases, pentru skin-uri, sănătatea Selenei Gomez? E greu să devii faimos pe YouTube. Cum poți să faci bani fără facultate și cum poți și cu facultate? Dacă vei continua și la 40 de ani cu YouTube, cam atât. Alo, ia telefonul de pe jos, ce dracu, te-a luat somnul. Așa. Hai să mai... Coate, un comentariu foarte important. Deci să nu te mai ia somnul. Mă omor cu zile. Bă, e comentariul lui Vlad, te rog frumos. Ce părere ai despre basket, fotbal, păcănele, go cases pentru skin-uri, sănătatea Selenei Gomez? E greu să devii faimos pe YouTube. Cum poți să faci bani fără facultate și cum poți și cu facultate? Dacă vei continua și la 40 de ani pe YouTube, cam atât. Mai ieși din casă și atinge iarba. Ce părere ai despre Hrușcă, cel mai tare rocker din România? Un vlog când mai vine. Stai așa că fac acum rundul aici la hotel. Și niște poze, le aveți undeva pe lângă capul meu aici Instagram, am pus poze de afară de aici, de la Rieșeni, în județul Alba. Și cam astea au fost și întrebările. Vă mulțumesc tuturor pentru... țineți și tu distanța acolo. Pentru întrebări, vă mai face Q&A la anul, sau anul ăsta, depinde când vom posta. Vă urez tuturor sărbători fericite, la mulți ani, deci nu știu când apuc să editez videoclipul, dar nu contează. Eu trebuie să mă duc acasă. N-avem vreun coș de fum pe aici, că filmează acolo, că încălzirea e pe calorifere. Suntem oameni moderni. Așadar, eu nu intru pe horn, Moș Crăcină intră prin dulap. Știți voi care e dulap. Ne vedem acasă la mine, la Ursiceni. Ceau mes tuturor!